Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fapte și Drepturi. Un accident rutier grav în care un bărbat și-a pierdut viața a avut loc zilele trecute, la sfârșitul săptămânii mai exact. Un avocat ieșean a accidentat o persoană, aceasta a decedat aproape pe loc. A fugit de la locul accidentului, dar polițiștii care l-au găsit ulterior au constatat că acesta era băut. În legătură cu acest subiect, dorim să atragem atenția asupra cauzelor accidentelor rutiere, a comportamentului celor participanților la trafic și de aceea l-am invitat în această seară pe domnul comisar șef Liviu Zamfirescu, șeful serviciului rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am regăsit! Mai sunt șoferii atât de disciplinați în trafic și, eu știu, corectează comportamentul mai des acum. Cam care mai este atmosfera între șoferii din trafic? Da, din păcate sunt probleme în continuare cu toate eforturile pe care le depun polițiștii zilnic pe diverse teme, însemnând combaterea vitezei, a consumului de alcool și, în general, la tuturor regulilor de circulație care, încălcate, duc la producerea unor evenimente rutiere deosebite, chiar. Ca aspect general, trebuie să spunem că la această dată, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, la nivelul județului Iași, se înregistrează o scădere a numărului de accidente grave, însă este o creștere constantă a numărului total de accidente cu victime. Chiar dacă sunt accidente ușoare cu victime, această creștere poate fi interpretată în mai multe feluri. Primul gând pe care ne-ar duce într-o analiză de acest fel ar fi indisciplina rutieră. Dar trebuie să avem în vedere intensitatea traficului rutier, cauzată fie de anumite activități sociale, așa cum avem dimineața la prânz, când fiecare părinte își conduce copilul la școală, sau, eu știu, anumite manifestări cultural-sportive care concentrează un număr mare de vehicule, mijloace de transport, persoane, transport de mărfuri și așa mai departe. Vreau să spun că nu întotdeauna doar indisciplina în traficul rutier cauzează un număr mare de evenimente rutiere. Însă, toți participanții la traficul rutier ar trebui să țină cont și de condițiile de trafic. Faptul că a crescut numărul de vehicule, faptul că sunt foarte mulți tineri, începători la volan, faptul că avem un număr mai mare față de anul trecut de persoane în vârstă care conduc vehicule. Nu neapărat că aceste persoane, tineri sau mai în vârstă, produc evenimente rutiere sau care reprezentau un pericol în traficul rutier. Dar nu sunt atât de bine... Dar sunt câteva chestiuni care nu se văd așa la o primă percepție. Adică poate nu stăpânesc la fel de bine volanul, ca să zic. Sigur așa, că da, sau se pierd din abilități, că trebuie să recunoaștem că sunt persoane destul de în vârstă, este o bucurie că sunt încă la volan și că avem persoane în vârstă, dar trebuie să recunoaștem că se mai pierd din abilități. Odată cu vârsta, până la urmă e ceva sigur firesc. Sigur că da. Așa, ca chestiune generală, cum spuneam, că avem un număr mare de accidente per total, ne determină să facem analize periodice împreună cu Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității pentru a stabili cauzele generatoare de accidente rutiere. Se creează o ierarhie a acestor cauze, despre care o să vorbim imediat, și măsurile cele mai bune care pot conduce la o stopare, la prevenirea unor evenimente grave. Faptul că avem o reducere a numărului de accidente grave și a consecințelor acestora spune mult. Înseamnă că instituțiile abilitate, nu vorbim doar de poliție, se concentrează pe aceste cauze generatoare de accidente rutiere și reușesc, într-o oarecare măsură,
fie să mențină la un același nivel numărul de evenimente grave și consecințele acestora, sau chiar să reducă. Spuneam de instituții pentru că pe lângă poliție acționează împreună cu poliția sau individual Inspectoratul pentru Siguranța Circulației Rutiere, Autoritatea Rutieră Română, Registrul Auto Român, pe temele pe care le au prioritare. Autorizarea mijloacelor de transport special, de persoane, de mărfuri, verificarea stării tehnice în traficul rutier, așa cum o face Registrul Auto Român, sau siguranța rutieră, unde inspectorii de specialitate verifică legalitatea oricărui transport rutier, în deosebire a transportului de mărfuri și de persoane. Vorbind despre cauzele generatoare de accidente rutiere, la nivelul județului Iași avem primele trei cauze generatoare identice cu cele la nivelul național. Prima cauză reprezintă neacordarea priorității pietonilor și prezența pietonilor pe carosabil sau traversarea neregulamentară a străzii de către pietoni. Fiind o primă cauză, și acțiunile polițienești, a celor de poliție rutieră, a lucrătorilor de ordine publică, se concentrează pe această cauză. De aceea, de multe ori, cetățenii sunt nemulțumiți că sunt sancționați, opriți, sancționați pentru că traversează strada neregulamentar. Pietoni. De asemenea, da. De asemenea, conducătorii auto sunt nemulțumiți aducând acuzații că se stă la pândă pentru suspendarea permisului de conducere, că avem norme. Sigur că da, suntem foarte atenți la toate aceste discuții, pentru că trebuie să dăm și explicații, așa cum cu sprijinul dumneavoastră o facem și astăzi. Însă trebuie în același timp să conștientizăm, așa cum o face și poliția și participanții la traficul rutier, că sunt necesare astfel de măsuri, pentru că dacă nu ar fi luate, ar trebui să ne gândim cam unde ajungem. Sunt situații în care noi vedem mai des atunci când pietonii, practic în limbaj popular, se aruncă pe trecerea de pietoni fără să se asigure stânga-dreapta să vadă dacă acele autoturisme care vin înspre acestea pot opri în siguranță. Atunci sunt amendați și pietoni. Foarte bună precizarea dumneavoastră și chiar vreau să spun câteva chestiuni legate de acest subiect. S-a creat ca o cutumă faptul că pietonul, dacă are acel drept să traverseze strada pe trecere de pietoni, observăm în foarte multe situații că efectiv nici nu se uită. De pe trotuar mai are și căștile în ureche dacă e mai tânăr, așa, ascultă muzică sau eu știu, poate cine știe ce preocupări. Sau cunosc un telefon? Sau, sigur că da, chiar foarte multe persoane care vorbesc la telefon și nu respectă câteva reguli minime, de altfel, pentru securitatea personală. Chiar dacă este pieton, chiar dacă are acel drept și traversează strada regulamentar, este bine să se oprească, să schițeze cel puțin o oprire sau chiar să o facă din mers, să se uite stânga-dreapta, dacă pătrunderea pe acea trecere de pietoni nu îl aduce într-o situație de risc, pentru că dacă mașina este la 2-3 metri, la 10 metri, chiar dacă nu circulă cu viteză mare, chiar și cu un 30 de km la oră sau cu 20 de km la oră, poate ca acel pieton să fie lovit de acel conducător auto care efectiv nu mai poate opri într-un spațiu de siguranță. La fel, și conducătorii auto au obligația ca atunci când se apropie de o trecere de pietoni, de fapt, atunci când întâlnește indicatorul presemnalizarea trecerii pentru pietoni, trebuie deja să ia piciorul de pe accelerație, să reducă și în funcție de viteză, de aglomerație, de prezența unor persoane care se pregătesc să traverseze strada regulamentar, să și frâneze. Atât de mult încât să-i permită oprirea fără nicio problemă, fără ca să pună în pericol un pieton din categoria celor pe care i-am menționat, adică celor care nu se uită deloc. Pentru că nu generalizăm, sunt foarte mulți pietoni destul de atenți, care chiar iau în calcul acea prevenție minimală prin care să nu traverseze strada chiar așa fără să se asigure.
Însă, iată, pentru că avem de-a face cu pietoni de acest gen, care nu sunt foarte atenți cu securitatea personală, și cu conducători auto care nu se mai uită după indicatoare, nu le urmăresc, care se gândesc probabil că sunt singuri pe stradă, nu mai sunt persoane în jurul lor, circulă cu viteză, neatenți. Și ce să mai spunem atunci când consumă băuturi alcoolice și se urcă la volan, deja atunci pericolul de a se produce un eveniment rutier este foarte mare. Așa cum a fost în acest weekend care a trecut, când un avocat ieșean a accidentat o persoană aflată pe trotuar, se pregătea să treacă pe trecerea de pietoni în strada, a intrat, l-a lovit în plin, apoi a fugit de la locul accidentului, era băut. Avea 1,15, dacă nu mă înșel, alcoolemie în aerul expirat. Este mult? Este de ajuns încât să nu mai ai reflexe de conducător? De la caz la caz. Însă în trafic rutier, mai mult de 0,10 nu ne este permis. Până la 0,10 legea permite, dar asta nu înseamnă că putem consuma băuturi alcoolice și ne urcăm la volan. Unii chiar cred că dacă se bea o bere nu se depășește acel procent sau că acel procent de 0,10, limita maximă admisă, ar permite să se consume un pahar de vin sau o bere. Spuneam de la caz la caz, însă nu vorbesc ca specialist, pentru că medicii pot preciza în ce măsură o persoană elimină alcoolul mai repede sau mai greu. Depinde de mai mulți factori despre care nu vreau eu să mă pronunț, însă la ce voi face referire e că nu avem voie sub nicio formă să bem alcool. În momentul în care depășim acel 0,10, deja reflexele se schimbă. Nu vorbesc din oarecare experiență, ci din prisma cazurilor analizate, acelora când s-au produs evenimente rutiere, nu neapărat cu victime omenești. Așa că la volan nu este permis să ne urcăm sub influența băuturilor alcoolice, dar mai ales în stare de ebrietate. Spuneați de 1 și ceva. 1,29 a fost la prima probă, însă eu aș lăsa profesia deoparte, pentru că indiferent de preocupările noastre, de activitățile pe care le desfășurăm, de profesia noastră de bază, se poate întâmpla la oricine dacă își permite să consume băuturi alcoolice. Și acum, pentru că urmează să spun mai mult legate de acest caz, fără a se interpreta că vreau să desculpabilizez poliția pentru că, eu știu, nu s-ar fi implicat, vreau să spun că această persoană a mai fost depistată în vară, undeva în luna iunie, fără să producă vreun eveniment rutier, a fost depistat în trafic. Așadar, polițiștii și-au făcut treaba. Mergând sinuos, a fost oprit de un ofițer de poliție care chiar era în trafic și a observat. Și atunci avea o alcoolemie destul de mare. Asemănătoare. Mult mai mare. Mult mai mare. De fapt, acolo sunt și rezultatele finale. Dar fără ca să fac referire, pentru că este o anchetă în cursă a parchetului de pe lângă curtea de apel, o să spun doar așa, că atunci când avem o anumită cifră de alcoolemie în aerul expirat, în sânge iese dublu. Așa că peste 1 la 1000 deja se pierd foarte multe reflexele, înseamnă că s-a consumat mult și este nepermis să urcăm la volan. Acum sunt persoane care au abilități foarte bine dezvoltate în ceea ce privește conducerea unui vehicul, așa cum și un biciclist poate să consume mai mult sau mai puțin, altul se dezechilibrează și fără să bea alcool cade și se lovește sau execută un viraj necorespunzător fără să se asigure și devine victima unui accident rutier, sau, așa cum spuneam, am dat exemplu unui biciclist, conducători auto, care au un procent foarte mare de alcoolemie în sânge, dar merge drept, merge încet. Asta nu înseamnă că noi tolerăm sau încurajăm astfel de situații. Dar vreau să spun că poate ajunge la destinație fără să se întâmple ceva. Însă riscul este enorm, riscul rutier este enorm, ca atare nu este permis să urcăm la volan
sub influența băuturii alcoolice. Pentru că tocmai ați amintit faptul că a fost sancționat, de fapt i s-a întocmit dosar penal acestui șofer care a accidentat mortal o persoană zilele trecute. În iunie a fost descoperit cu alcoolemie destul de mare la volan. Ce denotă această atitudine a unui avocat, până la urmă poate contează această calitate pe care o are, consumând odată băuturi alcoolice, fiind prins, întocmindu-se dosar penal, a doua oară, urcându-se la fel, nu se știe în această perioadă de 3 luni cât a mai condus, dacă a condus, dacă a avut aceeași atitudine. Cum poate fi interpretată o atitudine de genul acesta? Cred că fiecare dintre noi poate încadra acest comportament rutier sau social, să-i spunem, de ce nu? Mai bine. Chiar social, am putea spune, reprobabil. Adică nu este permis. Chiar dacă nu ar fi avut permisul suspendat pentru consum de alcool și ar fi fost o altă abatere, tot nu era permis să se urce la volan. Asta înseamnă să ignori legea, să fii unul dintre cei care te expui la risc. Riscul, în primul rând, de a fi depistat din nou și să se întocmească un dosar penal, dar dacă unele persoane aleg așa și nu încearcă o corecție, mai departe nu comentez pentru că chiar pentru faptul că s-a amintit profesia, nu vreau să merg mai departe. Doar să spun că din toate profesiile de-a lungul timpului s-au întâmplat și probabil că se vor mai întâmpla dacă nu se va renunța și dacă legea nu va fi mai dură decât este în prezent în ceea ce privește consumul la volan, dar și alte abateri care abateri care produc evenimente rutiere. Mă refer la depășiri neregulamentare, la regimul de viteză. Chiar dacă ești un conducător autoexperimentat și avem situații cu conducători autoexperimentați care de multe ori au spus, dar știți, nu mi s-a întâmplat niciodată. Sau eu în 20 de ani n-am comis un eveniment rutier. Știți, acum am încălcat viteza și uitați, trebuie să îmi recuperez permisul de conducere, ce pot face ca să mai reducă perioada de suspendare și așa mai departe. Accidente rutiere au produs și oameni experimentați. Sunt anumite situații care țin de condițiile de trafic rutier, aglomerație, de vehicule, condiții atmosferice, care te pot pune în fața unei situații fără ieșire. Sau să nu fii suficient de atent, chiar dacă tu, ca și conducător auto, nu încalci o regulă de circulație, să producă altcineva un eveniment rutier și să te aducă într-un asemenea caz chiar ca victimă. Au fost persoane care au decedat în accidente rutiere fără să aibă o vină. N-aș spune că mai multă atenție poate că nu se întâmplă, dar poate că nu ajungea în situația de a-și pierde viața. De aceea, pe lângă respectarea normelor rutiere, trebuie să fim foarte atenți, să nu avem alte preocupări, alte gânduri. Sigur că persoanele cu cât sunt mai ocupate și preocupate de viața zilnică, unii cu mai multe probleme, altele, eu știu, mai puține probleme, sau alții care sunt foarte distrați la volan, dacă nu acordăm atenție condusului, putem crea situații de pericol și produce evenimente rutiere. Am să dau câteva exemple care nu țin nici de distracție, nici de neatenție, ci de reguli de conduită preventivă. Sunt conducători auto care fumează, scapă bricheta sau ia foc ceva în mașină tot din cauza unei brichete, din cauza țigării. Dacă noi reacționăm imediat și acordăm atenție la ceea ce se întâmplă în interior, pierdem contactul cu traficul rutier și de multe ori persoanele se sprijină în volan și părăsesc partea carosabilă, se răstoarnă și fie că se autoaccidentează, fie că produc evenimente rutiere intrând în coliziune cu alte vehicule. S-au întâmplat astfel de situații. Fie că s-au aplicat după telefon, fie că după țigare, fie după brichete. Fie vorbea prea mult sau prea preocupat cu pasagerii din mașină. Fel și fel de situații. Este tot o formă de inconștiență, atâta timp cât știi că nu poți fi atent sau nu te poți concentra să vorbești și să fii atent la fel de bine la trafic. Eu aș merge pe varianta
de conduită preventivă și neaplicarea celor mai elementare măsuri referitoare la conduită preventivă. Anticiparea unei stări de pericol, modul în care ne comportăm la volan. Adică atunci când suntem la volan trebuie să fim foarte concentrați pe traficul rutier și pe o conduită astfel încât nici măcar să nu zgâriem mașina, nu să mai producem alte evenimente cu victime sau cu pagube materiale. Mai auzim discuții între participanții la trafic, conform cărora, eu știu, un șofer a ieșit de pe o străduță secundară, un alt șofer care circula cu o viteză destul de mare, dar permisă, eu știu, în acea zonă, a trebuit să evite și, eu știu, a intrat într-un șanț sau a lovit un copac. Între participanții la trafic circulă vorba că ar fi autor moral, acela care a ieșit de pe o străduță lateralnică și l-a forțat pe celălalt să ia o anumită măsură bruscă. Nu numai autor moral. Este coautor la acel accident, prin neacordarea de prioritate. Poate fi dovedit. Am avut astfel de situații în față când conducători auto de acest gen au venit să reclame nemulțumirea față de măsura dispusă de poliție. Mă refer la accidente cu pagube materiale. Știți, eu am ieșit în intersecție, dar n-a fost nici un impact între mașina pe care o conduceam și mașina celui care a reclamat că nu i-aș fi acordat prioritate. La o primă evaluare așa ar sta lucrurile, dar dacă eu ies foarte mult în față, un metru, un metru jumătate, sigur că îl oblig pe cel care este surprins de prezența mea, care nu sunt atât de atent, și voi face o manevră astfel încât să nu intru în coliziune cu acea mașină. Dar depinde acum și de viteză. Unii au pierdut controlul, s-au răsturnat, accident cu victime. Alții au intrat în coliziune cu vehiculele de pe contrasens, care circulau regulamentar. Sunt foarte multe situații. Acolo unde se poate demonstra acest lucru, conducătorul auto aflat într-o asemenea situație este în culpă. Dacă este un dosar penal, este cercetat la fel ca și celălalt. Dacă este o contravenție, este sancționat și unul și celălalt și amândoi sunt vinovați. Am putea spune, bine, dar cel care circula regulamentar, regulamentar cum? Depinde cu ce viteză. Sigur că poliția nu va putea demonstra că a circulat cu viteză, dar dacă vom respecta viteza, și nu mă refer la cea regulamentară, la cea de condiții de trafic, voi putea evita o situație așa cum ați prezentat și dumneavoastră. Continuăm cu explicații imediat după o pauză publicitară. Revenim!